În apropiere de sediul primăriei Mihăiești, o clădire nouă reține atenția trecătorilor. Este sediul modern al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor, adică spațiul unde se eliberează acte de identitate. Lucrările au fost temeinic făcute, iar circuitul documentelor respectă toate canoanele protecției informației. La inaugurarea investiției, toată lumea s-a bucurat de noua construcție. Și tuturor cetățenilor pentru sprijinul care mi l-au acordat, pentru înțelegerea care o avem și pentru tot ce înseamnă bine pentru localitatea noastră. Vă mulțumesc încă o dată, împreună cu dumneavoastră, vom încerca să tăiem panglica ca să fie bine. Doamne ajută, la mulți ani, vă mulțumesc! Eu am zis că, știți cum e, ca și dumneavoastră, ca și noi toți, vrem să avem de toate la noi acasă. Și m-am gândit, împreună cu Consiliul Local și colegii de la primărie, să avem tot ce se poate. Dacă există posibilitatea să facem și serviciu de pașapoarte, sunt primul interesat. Chiar dacă, să zicem, nu e atât de nevoie. Am zis să avem la noi acasă tot ce ne trebuie. Dacă toți suntem o comună atât de mare, noi încercăm să avem tot ce ne trebuie la noi în comună, să nu mergem la altă parte. Cum zice vecinul, nu mă duc eu la vecinul să cer, mai bine să am eu ce îmi trebuie. Ne bucurăm foarte mult să participăm cu toții astăzi la inaugurarea acestui frumos sediu, unde va funcționa acest serviciu public comunitar local de evidența persoanelor. Este al 15-lea astfel de serviciu public comunitar local ce activează pe raza județului Vâlcea. Ne-am dorit să fie la nivelul județului Vâlcea cât mai multe servicii publice comunitare, așa cum a spus și domnul primar, cu toții ne dorim, spre binele cetățenilor, toți funcționarii publici care ne exercităm atribuțiile, să putem veni în sprijinul cetățenilor, astfel încât doleanțele, problemele, solicitările dânșilor să fie operate într-un timp cât mai scurt. Într-adevăr, sediul Serviciului Public Comunitar Local este unul foarte frumos, a primit toate avizele necesare conform instrucțiunilor de PABD și suntem convinși că aici la Mihăiești activitatea de evidență se va desfășura în cele mai bune condiții, cu atât mai mult cu cât personalul a fost instruit la sediul Direcției de Evidență Râmnicu Vâlcea, conform procedurilor, și începând din această zi, la Mihăiești se vor elibera cărțile de identitate și toate documentele care fac obiectul evidenței persoanelor. Proaspătul director al Serviciului de Evidență din Mihăiești este Raluca Giuroiu, care abia așteaptă să fie de folos locuitorilor din zonă. Emoționată, da, mai ales că pentru mine este prima dată când particip la un așa eveniment. Așteptam nerăbdători, de ceva timp suntem pregătiți să deschidem, dar cred că mai nerăbdători sunt cetățenii comunei, care de mult timp își exprimau, să zic așa, dorința de a avea un astfel de serviciu, de a beneficia de serviciile acestei instituții, având în vedere că este comuna cea mai mare din punct de vedere al numărului de locuitori și era nevoie. Deci aplaudăm cu toții și suntem bucuroși de inițiativa domnului primar și așteptăm cu nerăbdare să fim funcționali, să spun așa, și să-i primim cum se cuvine pe cetățeni și să-i sprijinim, să-i ajutăm cu tot ce putem în privința eliberării actelor de identitate și a celor de stare civilă. Odată inaugurat, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor a primit și primele documente necesare eliberării noilor buletine.